Bună ziua, să menținem obiceiul de a fi punctuali, pe care până acum numai eu nu l-am respectat, și să începem cea de-a doua sesiune a zilei dedicată artritei psoriazice. Așa cum spuneam și la început, artrita psoriazică este o boală complexă, o boală care are impact extraarticular extrem de important și în cadrul comorbidităților și a manifestărilor extraarticulare din această boală, sindromul metabolic și riscul cardiovascular sunt printre cele mai importante. Așa că, fără a mai lungi mult introducerea, îmi face o plăcere deosebită să o invit pe doamna conferențiar Liana Chicea, care de fapt este gazda noastră, de fapt ea este adevărata gazdă, conferențiar universitar la Facultatea de Medicină Victor Papilian din Sibiu, reumatolog, dar în același timp internist, ceea ce o face o voce cu atât mai autorizată să ne vorbească despre sindromul metabolic din artrita psoriazică. Liana, te rog! Vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți aici în ciuda acestor timpuri dificile pe care vrem să le facem un pic mai frumoase în aceste zile. Mă bucur și că suntem la Sibiu, deși speram să fie lucrurile un pic diferite, dar în ce privește subiectul nostru de astăzi, dați-mi voie să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată să evaluați vreun pacient care are artrită psoriazică în privința manifestărilor sau a profilului lipidic, de pildă? Aveți această rutină sau ați avut-o până acum? Cineva dintre dumneavoastră? Nu neapărat, poate unii dintre noi am făcut-o, poate cu alte ocazii. Dar în ceea ce privește indicele de masă ponderală, probabil că acesta este mai des consemnat în foile de observație, nu? Sigur că ceea ce intenționez să discutăm astăzi sunt lucruri care nu sunt departe de ceea ce vedem în fiecare zi. De fapt, ce vreau să discutăm în câteva cuvinte este o definire a acestui sindrom metabolic. Câteva noțiuni legate de prevalență, așa cum este astăzi discutată, fără multe cifre, pentru că lucrurile sunt încă într-o evoluție și precizările urmează, dar câteva din cauzele și verigile patogenetice care leagă elementele ce fac parte din acest sindrom și care le leagă cu artrita psoriazică, una din preocupările noastre de fiecare zi. Poate că unii dintre dumneavoastră ați avut impresia pe care uneori o am, și colegii mei știu lucrul acesta, că artrita psoriazică este poate un pic cenușăreasă, dar se va transforma în prințesă prin faptul că această patologie atât de complexă ne va obliga pe noi ca reumatologi să o privim din foarte multe unghiuri, din foarte multe puncte de vedere, tocmai datorită ancorării acestei boli în sindromul metabolic și consecințele acestuia. Sigur că trebuie să spunem ce este sindromul metabolic. Aici deja apare o primă problemă sau dificultate, pentru că există mai multe păreri. După cum știți, autorii diferă și este explicabilă această multitudine de definiții, pentru că diferite organisme, respectiv cei care se ocupă de profilul lipidic, cei care se ocupă de reglarea glicemiei, cei care se ocupă de consecințele cardiovasculare, privesc lucrurile fiecare, poate într-un fel puțin mai orientat spre problemele specifice. Dacă ne uităm în acest tabel destul de încărcat, putem să vedem că sunt câteva organisme care au definit acest sindrom metabolic. Aici vedem și Organizația Mondială a Sănătății și Federația Internațională de Studii a Diabetului, dar mai ales pe prima coloană, revizuirea cea mai cunoscută a specialiștilor lipidologi. Dintre criterii, dacă urmărim în prima și a doua coloană, vedem că lucrurile sunt identice, dar puțin diferite în fiecare din abordări. Uneori este absolut necesar și se pornește de la prezența unei tulburări de glicoreglare, alteori de la obezitate. De asemenea, ca să putem stabili o definiție după unul din criterii, după unul dintre organisme, trebuie să întrunim și alte criterii dintre cele enumerate. Practic vorbind, dacă vă uitați, există
cam aceleași elemente care definesc acest sindrom și la care le vom defini. De fapt, sindromul metabolic provine dintr-un cumul de factori de risc și duce la niște consecințe care se întrepătrund la un moment dat. Dacă ne uităm în partea stângă a acestei imagini, sunt considerați de către autorul acestui grafic ca și factori de risc. Cine? Elementele care de fapt definesc sindromul metabolic. Și atunci vom vedea aici niște modificări ale profilului lipidic, respectiv o creștere a trigliceridelor, o scădere a HDL colesterolului, o prezență a modificărilor de glicoreglare, inclusiv insulinorezistența, prezența hipertensiunii arteriale și, nu în ultimul rând, obezitatea și mai ales cea cu depunere centrală, deci obezitatea abdominală. Pe lângă acestea, se discută, dacă vedem, și despre inflamație, preocuparea noastră cea mai importantă, inclusiv pentru artrita psoriazică, dar și pentru alte boli reumatologice inflamatorii, dar și noțiuni care ne vor duce mai departe la afectarea vasculară prin stresul oxidativ, prin statusul procoagulant, protrombotic. Ce consecințe are sindromul metabolic? La ce conduce? Practic, este un proces care în timp se validează prin manifestări neurologice, prin prezența unor boli cardiovasculare, și aici este cea mai importantă preocupare și cea mai mare atenție pe care o acordăm în această perioadă, fiindcă bolile cardiovasculare sunt ucigașul numărul 1 în lume, iar din punct de vedere al altor boli la care poate ne așteptăm mai puțin, cancerul, ovarul polichistic, sindromul de steatoză hepatică non-alcoolică, dar și cunoscutele manifestări cardiovasculare, infarctul, arteriopatia periferică, accidentul vascular cerebral și diabetul, care dacă nu este cauză, sigur este efect, pentru că în timp acolo mergem. Cine de fapt este mecanismul sau cea mai intimă verigă ce determină astfel de modificări? Până la urmă, indiferent din ce unghi privim, trebuie să ajungem și la adipocit. Pentru că la acest nivel, modificările de disfuncție mitocondrială de aici conduc la apariția unei inflamații. Practic ne aflăm într-un cerc, într-o interrelație în care vom vedea că fiecare dintre actori contribuie și apare la un moment dat în scenă vis-a-vis de pornirea și punctul final în evoluția acestui sindrom metabolic la oricare dintre pacienți. Ceea ce este poate mai nou este faptul că sindromul metabolic pe care îl analizam sau îl auzeam atunci când învățam despre diabet sau despre tulburare de glicoreglare, sindromul metabolic despre care am vorbit atunci când vorbeam de factorii de risc cardiovasculari și ne amintim cu toții de celebrul studiu Framingham de factorii de risc clasici, iată că devine o actualitate și pentru noi reumatologii. Poate ne așteptăm mai puțin, dar iată că aceleași chestiuni care aparțin, aceleași verigi din sindromul metabolic, le vom regăsi datorită unor mediatori ce ne sunt foarte bine cunoscuți și mă refer la niște citochine de care vom mai auzi, le regăsim într-o patologie de care ne izbim în practica noastră, respectiv atât în colagenoze, cât și în gută, cât și în artrita reumatoidă, artrita psoriazică, vasculită, deci în bolile inflamatorii reumatismale. Ce elemente comune au toate definițiile? Repet, indiferent de unde pornim și de unde abordăm problema, vom vedea că întotdeauna va trebui să căutăm și să definim gradul de afectare a glicoreglării. Unii dintre autori au considerat suficient pentru criteriu, ca și criteriu, o glicemie bazală modificată și s-au gândit chiar la hiperglicemii peste 100 de miligrame pe decilitru. Și vis-a-vis de consecințele metabolice și cardiovasculare au existat opinii chiar la cifre mai scăzute, de exemplu un concept de disglicemie care nu a câștigat teren pornea de la 90 de miligrame pe decilitri. Apoi, sigur că tot aici trebuie să ne gândim la insulinorezistență. Cum definim insulinorezistența? Cum am putea o determina în practica noastră? Sigur că ea se corelează cu hiperinsulinemia.
Știm lucrul acesta, dar cum îl vedem în practică? Aveți vreo idee despre cum am putea să știm că un pacient are hiperinsulinemie, fără să-i determinăm insulina, să o dozăm? E foarte simplu. Am putea să ne uităm la circumferința abdominală. Sigur că nu putem transforma centimetri în concentrație plasmatică, dar este un indicator fidel. De asemenea, modificarea de glicoreglare prin scăderea toleranței la glucoză, deci această probă a toleranței la glucoză ne va ajuta și vom putea identifica oricare dintre situațiile patologice, respectiv scăderea toleranței la glucoză, curba plată de hiperinsulinemie sau prezența diabetului zaharat. După cum știm, diabetul zaharat de tip 2 este cel care are ca verigă principală insulinorezistența și respectiv hiperinsulinemia. Sigur că el este cel mai prevalent, este cel puțin de 8 ori mai frecvent între diabetici față de tipul 1 de diabet și acesta este tipul de diabet care poate fi în parte prevenit prin măsurile asupra stilului de viață și intervenția terapeutică. În afară de glicoreglare, întotdeauna, în oricare dintre definiții și în oricare din abordările noastre diagnostice, va trebui să avem în vedere prezența dislipidemiei a unui profil aterogen. Ce presupune profilul aterogen? În ceea ce privește nivelul total de colesterol, poate să fie crescut, uneori însă este aproape de normal, dar cu prezența LDL-ului, colesterolului, fie crescut, fie normal, dar cu o structură și activitate metabolică deosebită. Este vorba de acele particule de LDL mici și dense, care în mod curent nu le vom putea doza, dar care constituie elementul metabolic de inițiere, într-una din verigile incipiente în evenimentele cardiovasculare ce vor determina consecințele acestui sindrom. De asemenea, trigliceridele crescute sunt parte a acestui profil aterogen de lipide și chiar ele sunt un factor de risc independent pentru riscul pentru bolile cardiovasculare. De asemenea, HDL, colesterolul scăzut, dar uneori, iată că și dacă valorile sunt normale sau aparent normale, aceste molecule care au rol de, să spunem, de protecție, pot să fie modificate din punct de vedere nu doar cantitativ, ci și calitativ, ca structură sau funcție, ca activitatea lor. Nu în ultimul rând, anumite apolipoproteine care fac parte din structurile complexe circulante au și ele modificări de concentrații diferite. Niciodată nu trebuie să uităm hipertensiunea arterială. Să nu uităm că modificările vasculare sensibilizează peretele vascular, și atunci modificarea tensiunii arteriale este un motiv în plus ca lucrurile să riște o evoluție nefavorabilă pentru pacientul nostru. Și veriga care întotdeauna este importantă și de unde am aflat multe noutăți în ultimul timp este modificarea de greutate corporală și mai ales de distribuție a grăsimii corporale și de procent al compoziției de grăsime a corpului acestor pacienți. Este vorba de obezitatea centrală sau abdominală. Este vorba de acea depunere de țesut gras la nivelul abdomenului unde este cel mai activ țesut adipos metabolic, într-o relație strânsă și apropiată inclusiv anatomic față de ficat, care este un laborator, să spunem, de metabolizare a lipidelor. Iată că obezitatea aceasta o putem măsura și o putem vedea. În general, vă reamintesc și știți, avem două tipuri mari de obezitate, nu? Obezitatea de tip măr și de tip pară, nu-i așa? Sigur că noi, mai ales doamnele, ne ferim de ceea ce este mai mult estetic, obezitatea de tip pară, foarte feminină. Dar obezitatea care pretează la modificări metabolice severe, este de care trebuie să ne temem, este cea abdominală, respectiv la mijlocul distanței între ombilic și rebordul costal. Dacă la acest nivel circumferința abdominală este peste 81, deci de la 81 în sus la femei, de pildă, putem să ne considerăm că avem o problemă. Iată că lucrurile sunt nuanțate și vom vedea din mai multe puncte de vedere. Spuneam că e foarte greu să spunem care este primul element și la fiecare persoană unde și când începe această fiziopatologie a sindromului metabolic.
După cum vedem, există câțiva pivoți, câteva structuri, câțiva piloni ai acestei patologii. Și aici avem, în primul rând, insulinorezistența, da? Respectiv hiperinsulinemia, deci tulburarea de glicoreglare, apoi depunerea de țesut adipos la nivel visceral, deci obezitatea de tip abdominal central. Nu în ultimul rând, modificările la nivelul vasului, care provin sau încep la acest nivel de disfuncție endotelială și, desigur, dislipidemia, profilul aterogen pe care l-am amintit. Ca un remember din metabolismul lipidelor, iată că există câteva fracțiuni de substanțe, de lipoproteine, care au diferite roluri. Și acest lucru, grosier vorbind, l-am sintetizat în acest tabel. Pentru ca să vedem exact care are mai mare rol pro-aterosclerotic. Sigur că intermediar, IDL, deci lipoproteinele cu densitate intermediară sunt instabile și nu le vom putea găsi sau doza. Sigur că avem o formulă prin care putem determina valoarea LDL-ului dacă știm colesterolul total, HDL-ul și trigliceridele. Totuși, să nu uităm, ca și structură, că întotdeauna modul în care circulă grăsimile este cel al lipoproteinelor, care includ o structură de acest gen cu miez hidrofob, cu un înveliș hidrofil, în care au loc atât molecule de colesterol, apolipoproteine, fosfolipide și proteine. Ce se întâmplă știm de la fiziologie, dar să nu uităm că țesuturile care vor avea de-a face și care vor putea face o schimbare sunt în primul rând țesutul gras, țesutul muscular. Desigur, poate că neglijăm, dar haideți să ne gândim. Dacă astăzi noi, ca reumatologi, poate ne preocupăm mai puțin de exercițiu fizic și dacă știm că un factor de risc cardiovascular este sedentarismul, credeți că are vreo legătură cu patologia noastră inflamatorie? Veți fi surprinși, poate, să știm că, da, ceea ce se întâmplă în țesutul muscular, de pildă, în urma activității fizice, poate determina o reglare a interleuchinei 6, care poate să fie fie proinflamatorie, fie antiinflamatorie. Deci, la acest nivel, pe lângă consumul fizic de energie, este vorba și de multe alte verigi care sunt implicate în inflamație și în reglarea profilului lipidic. De ce ne interesează sindromul metabolic? De ce trebuie să fim atenți? De ce ne preocupă să căutăm aceste elemente la niște pacienți care, de fapt, ne caută pentru dureri articulare? Sigur că pacienții noștri ne-am obișnuit. Sunt cei care vor veni destul de frecvent la noi, cu unii dintre ei ne împrietenim, alții ne sâcâie, dar, finalmente, toți vor evolua sub ochii noștri. Și cu siguranță aveți exemple de pacienți care au sfârșit și care au sfârșit nu din cauza directă a patologiei reumatologice, ci din cauza unor boli cardiovasculare. Practic, principalul lucru care ne interesează este faptul că pacienții cu artrită psoriazică, într-o mai mare măsură decât cei care au doar psoriazis cutanat, sunt predispuși la moarte prematură, la decese cardiovasculare sau la morbiditate, adică la afectare patologică prin boli cardiovasculare. Practic, mecanismele fiziopatologice, la care nu o să mă refer prea mult, o să ne spună cu siguranță domnul profesor Bălănescu în continuare, practic, elementele sau verigile patogenetice sunt elementele înseși ale sindromului metabolic. Astfel, inflamația chiar la nivel subclinic, iată că aici s-au făcut dozări și se cunoaște rolul proteinei C-reactive de înaltă sensibilitate, discutabil într-adevăr, dar insulinorezistența este de fapt și ea o consecință obezității, o verigă importantă care determină complicațiile vasculare, chiar dacă ar fi vorba doar de obezitate la un pacient. În țesutul gras la un pacient obez, se eliberează substanțe citochimice, mediatori a inflamației și de altor procese metabolice,
adipochinele, dintre care am amintit acum doar leptina și adiponectina, care modifică sever statusul proinflamator, care modifică sever și influențează profilul lipidic și, desigur, evoluția cardiovasculară. Mai nou, vorbim de niște proteine foarte mici care leagă substanțele lipidice, aceste small lipid binding proteins, care sunt considerate marcări ai disfuncției endoteliale. Iată un exemplu de lipocalină care determină o vasoconstricție la nivelul endotelial, mediată de însuși endoteliul vascular. Insulinorezistența determină apariția unor molecule proinflamatorii, provasoconstrictoare, protrombotice, care vor face vasoconstricție și vor completa disfuncția endotelială. Pe măsura evoluției acestei disfuncții endoteliale, procesul aterogen progresează și de la acest nivel local al vasului și sigur că există metode de măsurare prin care putem vedea unde ne aflăm. Cu siguranță cunoaștem această imagine și nu vreau să mă opresc la ea. Ceea ce vreau să concluzionăm este că, finalmente, într-o oarecare măsură, aterogeneza este un proces metabolic. Așadar, originea suferinței cardiovasculare este cea metabolică, respectiv este sindromul metabolic. Ce putem spune despre patologia noastră? Nu este o patologie foarte frecventă, nici psoriazisul cutanat și artrita psoriazică, știm că nu apare chiar la toți pacienții cu psoriazis, știm relația dintre cele două afectări cutanată articulară, care de regulă este consecutivă, deci după afectarea cutanată apare afectarea articulară, mai rar în altă secvență, dar oricum aceste două situații recunosc factori predispozanți comuni, recunosc comorbidități pe care le împărtășesc. Practic, nu știu să spun exact, dar practic vorbim de manifestări ale bolii sau comorbidități, indiferent cum le denumim, sunt aceleași elemente pe care le regăsim în sindromul metabolic. De ce ne interesează, repet, pentru riscul cardiovascular? Și acest lucru trebuie să ne fie important, pentru că dacă la un moment dat lucrurile nu par să fie semnificative sub acest aspect, severitatea bolii, adică o boală necontrolată, o artrită psoriazică necontrolată, cu un fenomen inflamator persistent, după cum o artrită psoriazică cu evoluție îndelungată, slab controlată, sunt alți factori care cresc severitatea consecințelor cardiovasculare și în alte organe, respectiv în ficat de pildă. În artrita psoriazică, mai mult decât în psoriazis, cred, se vorbește de afectarea sistemică. Noi suntem, prin criteriile pe care le cunoaștem, criteriile standard, cei care, în momentul când punem diagnosticul de artrită psoriazică, suntem foarte atenți dacă există afectare în alte organe. Nu e așa că noi știm întotdeauna ce patologie au avut părinții, da? Nu e așa că noi știm foarte bine să ne uităm la afectarea foarte discretă, de pildă unghială, afectarea cutanată și de fanere. Noi suntem cei care ne uităm la enteze, noi suntem cei care ne uităm la ochi, noi suntem cei care ne uităm la inflamația intestinală, fie ea clinică sau subclinică. Noi suntem cei care vedem variațiile de greutate corporală ale pacienților înainte și după ce sunt controlați terapeutic cu tratament remisiv, fie el biologic sau convențional. Așadar, în artrita psoriazică, toate aceste elemente trebuie să constituie și reglementările ULAR ne chiar obligă să fie preocuparea noastră în afară de ceea ce ne interesează la nivel articular. Mai mult decât atât, și din ceea ce am arătat, și din ceea ce vom vedea, între aceste elemente există relații bidirecționale. Mai mult decât atât, iată că acum vedem și o conexiune la nivel genetic. Există molecule de acizi nucleici, de ARN, care nu codifică proteine. În schimb, ei fac altceva. Reglează alte secvențe de ARN, reglează unele gene care sunt implicate exact în inflamație și în modificările sindromului metabolic. Desigur că acestea
sunt incriminate ca având un rol important în bolile autoimune cu care avem noi de a face, inclusiv în lupus, în artrita reumatoidă, în psoriazisul cutanat. Pentru că aceste molecule țintesc gene care sunt interconectate cu ceea ce se întâmplă la nivelul artritei psoriazice ca și căi moleculare cruciale. Sunt implicate sau țintesc răspunsul imun, țintesc metabolismul glicolipidic, țintesc remodelarea osoasă asociată cu fenomenul inflamator osteoarticular, țintesc modificările de interferon sau de semnalizare a TNF-ului. Oricum, astăzi știm că și psoriazisul cutanat și artrita psoriazică au factori etiopatogenetici care se cumulează. Pe lângă cei genetici, iată că din mediu, din prezența și infecțiile virale, din modificări imunologice sau biochimice, din factori endocrini, inclusiv din factori psihologici, cine nu știe, agravarea psoriazisului în cazul stărilor de stres, iată că există lucruri care sunt comune și care interferă cu modificările metabolice. De asemenea, psoriazisul și artrita psoriazică mai ales, prin complicații sau manifestări la distanță, vor determina apariția unor comorbidități, unor complicații de care am amintit. Unii autori chiar au spus că psoriazisul cutanat este un simptom ce se poate compara cu xantomatoza, cu depunerea de lipidă pe care am întâlnit-o de pildă în tendoane, nu? Sau la nivelul țesuturilor moi. Alte ori s-a considerat că psoriazisul, datorită încărcării lipidice de la nivelul pielii, este practic o formă de eliminare a colesterolului prin piele. Poate că nu știați că avem o eliminare de 85 de miligrame de colesterol pe zi la nivelul pielii sănătoase. Dar dacă cineva are plăci psoriazice, această eliminare poate să ajungă de 12, de 20, de 30 de ori sau chiar mai mult, mai mare la acest nivel. În zilele noastre, acum, eu am găsit mai multe cercetări orientate pentru investigarea unor modificări lipidice la diferite niveluri. În ceea ce privește psoriazisul, putem vorbi de o categorie de procese ce se întâmplă la suprafața tegumentului, altele la nivelul epidermului, altele în sânge, în ser, altele mai ales depozitele de LDL din derm și, pe de altă parte, ceea ce știm și am discutat, metabolismul lipidic, dar și elemente legate de stresul oxidativ și corelarea lor cu inflamația sistemică. Indiferent că psoriazisul are manifestare doar cutanată sau se va asocia o manifestare articulară, adică artrita psoriazică. Întotdeauna artrita psoriazică trebuie să aibă și psoriazis, cu foarte rare excepții, nu? Atunci, ce modificări există în aceste situații? La câteva niveluri vom întâlni modificarea lipidelor serice, care diferă față de persoanele sănătoase, prin profilul care l-am amintit. Și repet, HDL-ul are modificări nu doar cantitative, ci și calitative. Și spuneam și de alte molecule, cum sunt cele de LDL, mici și dense. Apoi, există modificări de stres oxidativ. Balanța care altfel este menținută între ceea ce determină și controlează manifestările respective, este data aceasta dereglată. Și atunci, radicalii, speciile reactive de oxigen pe care le cunoaștem, sunt produse în exces față de apărare deficitară prin mecanisme enzimatice sau non-enzimatice la nivelul endoteliului vascular. De asemenea, există receptori implicați care vor modifica și reglarea glicemică și vor apărea la nivelul obezității și în controlul metabolismului lipoproteic, receptorii PPAR-alpha. Știm acum și folosim frecvent pentru controlul dislipidemiei aterogene, respectiv pentru reducerea trigliceridelor, folosim lipantilul, toată lumea îl folosește și acesta acționează la acest nivel. De asemenea, tot un factor de risc cardiovascular care apare, deși nu face parte ca definire din sindromul metabolic, este nivelul de homocisteină totală care este crescut. Totdeauna sau sunt studii care dovedesc că severitatea acestor modificări ca verici patogenetice, unele dintre ele care pot fi cuantificate, cum ar fi lipidele sau profilul lipidic,
pot fi paralele sau sunt întotdeauna corelate între severitatea afectării cutanate, severitatea mai mare dată de prezența inflamației articulare, adică artritei psoriazice, față de severitatea acestora. Practic, astăzi putem spune că artrita psoriazică, ce ne interesează pe noi, este un sindrom imunometabolic, la care avem întotdeauna o inflamație cronică. Noi știm că este vorba în predominant de o activitate a limfocitelor T, TH1, TH12, TH17. Apoi avem în foarte multe cazuri obezitate care este comună și care are aceleași complicații pe care le știm, dislipidemie, diabet, sindrom metabolic, boli cardiovasculare. Ce este obezitatea? Dacă obezitatea este urmată de o mai mare incidență a psoriazisului cutanat și artritei psoriazice, da, deci poate să fie cauză. Dar de asemenea, ea poate să fie efect, pentru că pacienți care au psoriazis cutanat și artrită psoriazică vor ajunge să capete mai ușor o creștere a indicelui de masă ponderală. Relația dintre ele este bidirecțională. Oricum, mai frecvent asociem obezitatea la pacienții cu artrită psoriazică față de alte patologii și față de cei sănătoși. Ce ne interesează, repet, este și dispoziția abdominală, respectiv zona de activitate metabolică crescută, și faptul că obezitatea ne dirijează un anumit tratament al artritei psoriazice sau ne poate prezice, să spunem, un anumit tip de răspuns la terapia pe care o indicăm acestei boli. Ce este important în artrita psoriazică, datorită faptului că țesutul adipos este diferit, ne interesează ceea ce se întâmplă în țesutul care s-a format la o vârstă tânără. Activitatea sa metabolică este un pic diferită de acelui dobândit ulterior și vom vedea imediat în ce sens, astfel încât ne interesează să știm care a fost indicele de masă corporală la vârsta de pildă de 18 ani, o răscruce, să-i spunem, metabolică. Tot în acest sindrom imunometabolic al artritei psoriazice, sigur că vin citochinele pe care noi le știm și pe care le țintim în tratamentele pe care le avem și care, de fapt, sunt aceleași cu cele intricate sau, în mare parte, superpozabile. Le întâlnim mereu și atunci când discutăm despre psoriazis, despre obezitate, despre diabet sau despre procesul aterogen care conduce la bolile cardiovasculare. După cum vedeți în această imagine, legăturile sunt frecvent în două sensuri. Țesutul adipos și respectiv obezitatea influențează apariția artritei psoriazice și a psoriazisului. Ele, la rândul lor, au alte verici prin care determină modificări biologice de citochine, dar și statusul de insulinorezistență sau diabet, de dislipidemie, deci definirea sindromului metabolic. Sigur că, la rândul lor, acestea, într-un cerc, contribuie la reluarea sau la amplificarea acestui proces. Toată lumea știe că o stare de stres sau o inflamație de altă origine poate modifica activitatea artritei psoriazice sau unui fenomen inflamator pe care îl urmărim. Nu în ultimul rând, toate acestea converg spre riscul cardiovascular crescut. E o mare preocupare, nu o să mai insist, asupra manifestărilor cardiovasculare, dar dintre aceste elemente, sigur că unii autori sunt de părere că din circulație sunt aduse moleculele de LDL care sunt depozitate la nivelul pielii. Cum spuneam însă, acest gunoier, acest scavenger, care este HDL colesterolul, în artrita activă are o activitate scăzută. Este dovedit acest lucru că e o corelare inversă între nivelul de activitate și rolul pe care îl poate exercita HDL colesterolul. Sigur că toate aceste anomalii cardiovasculare sunt induse de prezența nu doar a factorilor de risc tradiționali, dar și de prezența celorlalte elemente pe care le-am menționat. Nu în ultimul rând, proteina C reactivă, care este markerul nostru, este și un marker de predicție pe termen lung a apariției acestor fenomene. Aceste adipochine proinflamatorii sunt diferite în artrita psoriazică cu sau fără psoriazis. S-a făcut un studiu destul de recent în care a vrut să se vadă dacă
Artropatia psoriazică, așa zis sine psoriazis, seamănă sau nu cu cea care are manifestarea cutanată. Și un prim studiu cu acest obiectiv a arătat că există o corelare între leptină, genul feminin, indicele de masă corporală și prezența activității inflamatorii denumită prin proteina C-reactivă. Sigur că în această situație s-a găsit și o asociere a rezistinei, a unei adipochine, cu interleuchina 6, beriga poate cea mai importantă alături de TNF în acest proces, la asocierea artritei psoriazice cu manifestarea cutanată. Dar nu există diferență a concentrațiilor de TNF, de interleuchină 6 și de cele mai importante adipochine între artrita psoriazică cu sau fără manifestare cutanată. Ceva s-a întâmplat. Bun. De asemenea, în privința diabetului zaharat, sigur că aici iarăși este loc de multe discuții, se știe că există o incidență crescută a diabetului în artrita psoriazică, dar și în alte boli, cum ar fi artrita reumatoidă. Se explică grosier vorbind prin prezența obezității și a factorilor legați de stilul de viață, dar odată în plus, pe un număr mare de pacienți și deja de mulți ani, se știe că trebuie să acordăm atenție factorilor de risc și respectiv glicoreglării la acești pacienți. În sfârșit, cum spuneam, obezitatea determină foarte multe lucruri referitoare la prevalență, la cauză sau efect în artrita psoriazică, la răspunsul la unele tratamente. Este verigă comună în sindromul metabolic și poate să aibă efect prin citochinele sintetizate, fie proinflamator, proaterogen cu insulinorezistență, fie antiinflamator prin alte elemente. Sigur că se știu acum ce sunt sintetizate și aici spuneam că anumite adipochine sunt sintetizate de țesutul gras alb față de cele sintetizate de țesutul gras brun care apare la o vârstă mai tânără. Între nivelul de interleuchină 6 și prezența inflamației și a dislipidemiei există o reglare. Iată că interleuchina 6 poate regla nu doar procese inflamatorii, cum știm, ci și procese metabolice, astfel încât la pacienții care au artrită psoriazică vom avea pe lângă o creștere a lipidelor și o creștere a interleuchinei. Practic, predictorii semnificativi ai nivelului de interleuchină sunt aria de psoriazis, artrita psoriazică asociată, dar și VSH-ul pe care îl urmărim. Eu cred că apăs pe alt buton. În acest tabel pe care nu vreau să insist, se discută despre factori de risc și iată că aici apare inflamația, inflamația cu mai multe elemente, pe lângă factorii genetici și cei cunoscuți tradiționali. Pe lângă efectul cardiovascular, despre care am vorbit și se va vorbi în continuare, există și consecințe la nivelul ficatului. Una dintre cele mai directe și simple este prezența steatohepatitei non-alcoolice, care poate progresa până la fibroză hepatică, respectiv ciroză. La un studiu pe care l-am menționat aici, s-a arătat și încă o dată că ea este mai frecventă la pacienții cu psoriazis, sindrom metabolic și cu modificări care sunt similare la cele două categorii, determinantul fiind insulinorezistența. O ultimă mențiune referitoare la tratamentul artritei psoriazice și sindromului metabolic. Iată că, într-un tabel sinoptic, TNF-urile au asupra greutății corporale un efect care, în general, este de creștere a greutății, lucru pe care l-am văzut în practică. Există câteva referiri la etanercept, este undeva sus aici, în mai multe studii, aceasta este o meta-analiză care ne arată acest lucru. Probabil că acest lucru noi îl cunoaștem din practica curentă. Ce știm însă despre mai nou folositul secukinumab, inhibitorul interleuchinei 17A, este că el poate corecta activitatea bolii, dar nu întotdeauna rezolvă și problemele legate de obezitate și de hipertrigliceridemie. Practic,
persistă trigliceridele crescute atunci când pornim de la o inflamație marcată, deci un nivel crescut al proteinei C reactive de înaltă sensibilitate, și când nu avem o influență rapidă și directă asupra scorului PASI, deci asupra afectării cutaneate. Oricum, concluzia este că trebuie să fim atenți și în această situație la pacienți pentru a-i educa și pentru a urmări profilul lipidic și respectiv evoluția greutății corporale. Tofacitinib în alte țări este deja folosit, probabil că va veni și la noi la un moment dat. Iată că după câteva luni de tratament în acest studiu relativ recent, avem un nivel crescut al lipidelor serice similar cu observațiile din patologiile unde l-am folosit mai demult. Pe de altă parte, efectele adverse și modificările cardiace care sunt datorate hipertensiunii sunt mai rare, se discută și există diferențe între acest inhibitor de ianus chinază și alții privitoare la influența asupra profilului lipidic. Este o oarecare diferență. Deocamdată așteptăm urmărirea pe termen mai lung privind rezultatele. Cel mai frecvent folosim metotrexatul și iată că într-un studiu pilot, înainte și după terapie cu metotrexat, după 3 luni, modificările privind glicoreglarea nu sunt semnificative, astfel încât la pacienții care au sindrom metabolic, hemoglobina glicozilată nu s-a modificat la utilizarea pe termen scurt, atât am putut afla din acest studiu. Pe de altă parte, știm că putem să-l folosim cu siguranță și mai știm că el poate influența oarecum riscul cardiovascular prin hiperhomocisteinemie, dar în general are un efect protector din punct de vedere al riscului cardiovascular. Știm că retinoizii pe care dermatologii folosesc frecvent la pacienții cu manifestări cutanate cresc sever nivelul de trigliceride, de colesterol și dacă ar fi să dozăm de VLDL. Ciclosporina produce o dislipidemie de nivel mai mic, dar bucuria este că știm deja, TNF inhibitorii cresc nivelul de trigliceride, dar cresc și HDL-ul și prin faptul că ei scad insulina plasmatică, per global efectul lor de protecție este și deci unul favorabil. Asemănător pare să fie tofacitinib, cum spuneam, așteptăm, iar în ceea ce privește antiinflamatoarele nesteroidiene, problema riscului apare la cele COX-2 selective, probabil că se va menționa în continuare. Ce este interesant, că cele COX-IBU mai nou pare să aibă un profil de siguranță apropiat de al naproxenului și ibuprofenului, ceea ce ne dă oarecare speranță că îl putem folosi mai cu fără griji, să spunem. Statinele sunt folosite pentru controlul dislipidemiei și sigur că ele rezolvă pe de o parte acest profil lipidic, dar și o reducere a TNF-ului și proteinei C reactive, în timp ce fibrații riscă o exacerbare a erupției. La artrita psoriazică extrem de rar sau mai rar se folosesc glucocorticosteroizii, pentru că știm că aceștia au efecte nedorite și din punct de vedere al profilului lipidic și din punct de vedere al erupției cutanate. Și în cele din urmă, iată că putem să spunem câteva lucruri de data aceasta bune privitoare la efectul asupra profilului glicemic în privința tratamentelor pe care le folosim mai frecvent în artrita psoriazică. Este vorba de efectul negativ pe care îl are doar utilizarea corticosteroizilor față de cele neutre sau chiar favorabile pe care le aduce apremilastul și unele antiinflamatoare. Eu cred că aici și metotrexatul va trebui sau poate că va intra între cele favorabile. Sigur că sunt foarte multe lucruri de discutat. Ce cred eu că ar fi de reținut este doar ideea ca pacienții care au artrită psoriazică, pe lângă ceea ce căutăm întotdeauna ca și criterii de definiție, ca și criterii de activitate a bolii, va trebui să avem în vedere că ei sunt niște persoane care au sindromul metabolic cu elementele lui și cu un risc cardiovascular crescut pe care trebuie să ni-l asumăm și să-l controlăm împreună cu colegii noștri cardiologi și chiar cu medicii de familie. Mă opresc. Nu știu dacă aveți întrebări și dacă putem să răspundem în timpul ce ne-a mai rămas nu prea mult. Eu mai aveam un diapozitiv prin care vreau să vă mulțumesc că sunteți aici, să vă doresc să aveți o ședere plăcută în Sibiu. Vă mulțumesc!